pot să pun mâna un pic. La a treia mea bătaie din palme, îți dai chiloții. În spațiul mass media românesc, femeile sunt prezentate mai mult doar corporal, adică pun mai mult accentul pe femeile care arată bine. Asta e drumul fetelor frumoase. Îți mai pune unu o mână pe fund. Standardele acestea au fost date în primul rând de creatorii de modă, da? Și aici avem o imagine distorsionată a femeii. Adolescentele care sunt influențabile la această vârstă își doresc să fie așa. Mie chiar mi s-a întâmplat, mai ales între colegi în clasă, să mă jignească pentru că sunt grasă. Am vrut să merg împreună cu prietenii la o petrecere și seara în oraș, pur și simplu n-am mai mers pentru că m-am gândit că altele o să arate mai bine ca mine și n-am vrut să fiu diferită. Femeia văzută ca, cum se spun, în faza de trafic de carne vie, de marfă. Prostituție este un cuvânt frumos. Dezumanizând-o, automat oferim imaginea asta de femeie obiect, femeie cu care pot să fac ceea ce doresc. Ceea ce văd mă face să-mi doresc și eu să arăt la fel de bine ca și alte femei. Influențează, pur și simplu ne face să gândim într-un anumit fel și nu ne lasă să gândim liber. Eu sunt nemulțumită de felul în care arăt, deoarece văd multe persoane care arată foarte bine, iar eu sunt un pic cam prostă. Sunt femei care își doresc idealul, să fie perfecte. Perfecțiunea nu există. Se pune mai mult accent pe felul în care arăți decât pe felul în care ești. Domnilor, sunteți pregătiți? Atât de fierbinte, atât de pasională și atât de sexy, chiar nu ați mai văzut-o!